Hei, salutare YouTube și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vreau să deschid împreună cu voi pack-urile din sezonul 5, să facem un nou jucător din Attack Mode, dar să vă prezint și cele mai noi informații despre finalul sezoanelor din FIFA Mobile. Da, ați auzit bine, sezoanele se termină. Rămâneți aici să aflați totul despre asta. Ok, să începem cu primul pack să vedem ce avem noi aici. Cică 3 jucători silver. Haideți să vedem dacă se țin de cuvânt și sunt 3 jucători de argint. Da, sunt 3 jucători de argint, Carol, Garcia și Emir. Din păcate, de data aceasta s-au ținut de cuvânt. Haideți să vedem următorul pack, unde știu că trebuie să fie 5 jucători. Da, iată, sunt 5 jucători de argint sau mai buni. Să vedem dacă este ceva gold aici. Da, și se pare că este ceva gold. Sunt 3 jucători de aur din cei 5. Deci dacă la 5 jucători de argint ne dă 3 jucători de aur, să sperăm că unde sunt 3 jucători de aur o să ne dea măcar unul elit. Și, bineînțeles, să-l avem pe băiatul nostru, Diamanti LF, care s-ar putea să coste ceva bani, cu toate că cărțile de aur nu prea mai costă mare lucru în ziua de astăzi. Haideți să vedem pack-ul următor ce ne rezervă. 2 jucători gold sau mai bun, prima șansă la un elit. Haideți să vedem dacă este elitul aici. Și nu, nu este elitul aici, sunt 2 jucători de aur și atât. Continuăm cu alt pack, din nou 2 jucători de aur sau mai buni. Haideți să vedem dacă avem mai mult noroc aici. Și nu, este domnul Muto. Muto, un fel de Mutu deghizat în acest joc, este Muto și Ivo Pinto. 2 jucători de care nu am nevoie. Haideți să vedem următorul pack, 3 jucători de aur sau mai buni, să vedem ce avem aici. Și din păcate nimic bun, 3 jucători de aur de care n-am auzit în viața mea. Următorul pack, să vedem ce avem aici, 3 jucători de aur plus un jucător de aur din Attack Mode. Haideți să vedem care sunt aceștia. Și jucătorul de aur din Attack Mode este Balotelli, din păcate. V-am mai spus, jucătorii din Attack Mode nu valorează mare lucru. Și iată, avem și un jucător de la Shakhtyor, Ferreira. Jucătorii de la Shakhtyor știam că costă ceva bani, nu știu dacă mai este cazul acum, dar o să intru pe market și o să văd. Haideți să vedem pack-ul următor. 3 jucători gold plus 2 jucători gold din Attack Mode. Șansă la elit aici. Haideți să vedem. Și da! Primul elit! Primul elit, Brahimi 81 Left Wing. Din păcate, o carte care costă foarte, foarte puțin. Cred că până în 10.000 de bănuți. Dar până la urmă este o carte elit pe care o accept în fiecare zi a săptămânii, la fiecare oră. Restul cărților sunt foarte, foarte slabe. Chiar și cei doi băieți din Attack Mode, Zaha și Romagnoli. Dar important e că am primit primul elit pe ziua de astăzi, sper să vină cât mai mulți. Haideți să vedem pack-ul următor, 3 jucători gold plus 3 jucători de aur din Attack Mode. Haideți să vedem prima carte, Bradley, și haideți să vedem următoarele. Nu, din păcate niciun jucător de aur, din nou Balotelli, Kubo, niște cărți foarte foarte slabe de 70, de 73, nimic bun aici. Pack-ul următor vă rog. Și pack-ul următor vine cu un elit garantat și 3 jucători de aur din Attack Mode. Haideți să vedem care este jucătorul elit. Și jucătorul elit este, din păcate, Morata de 80 striker de la Real Madrid. O fie de la Real Madrid, o fie Morata, dar este de 80 și costă foarte, foarte puțin pe market. Cred că tot undeva la 10.000 de bănuți. De restul cărților, ce să mai zic, sunt varză. Cred că toate 3 cărți costă 5.000 de bănuți. Haideți să vedem următorul pack, Legendary 2, aici avem 2 jucători elit garantat. Să vedem care sunt aceștia. Aguero, 86, oh, cred că este cea mai bună carte care mi-a picat în toate sezoanele. Oh, foarte, foarte tare, Aguero, 86, mai este și băiatul ăsta de la Dortmund, cu nume greu de pronunțat, așa că nu o să încerc, și restul cărților nu mă interesează, dar... Aguero 86 de la Manchester City. În sfârșit mi-a picat și mie o carte bună. Sigur nu este Ultimate Flashback Aguero, dar este o carte de 86. Costă sigur undeva la 70-80 de mii de bănuți. O să mă uit pe market. Dar sunt foarte foarte mulțumit. Sper să vină ceva și mai bun de atât, pentru că mai avem pack-uri. Haideți să vedem pack-ul următor, Legendary 1. Aici avem 2 jucători elit garantat. Să vedem care sunt aceștia. Din păcate, Khedira de 81 de la Juventus și 83 de la Tottenham. Două cărți care nu sunt extraordinare, dar până la urmă sunt două cărți elit, speram la mai bine de atât, dar să fim mulțumiți și cu aceste două cărți elit. Următorul pack este pack-ul Champion, pentru că am ajuns Champion în Attack Mode. 3 jucători elit garantat. Haideți să-i vedem aici, haideți să-i luăm pe rând. Prima carte este... Danilo Pereira, din păcate, de la Porto, 81.
O carte foarte, foarte slabă. Continuăm cu Promes. Promes 81, right wing din campionatul Rusiei. Neinteresant, nici acest băiat nu este bun de nimic. Continuăm cu altă carte. Icardi 81, din păcate. Icardi 81 ne-a mai picat și în alte sezoane. Și ultima carte este o carte attack mode. Să vedem cine este. Müller. Müller 85, RF. Această carte este o carte foarte, foarte des folosită. Am folosit-o și eu ceva timp. Este bun acolo, plus 1 la fan în partea dreaptă. Este o poziție care este foarte, foarte rar folosită. Bine, dacă nu l-ai pe Di Maria. Dar sunt sigur că nu foarte mulți oameni l-au încă. Și acum, haideți să vedem pack-ul pe care l-am primit pentru că am rămas FIFA Champion până la finalul sezonului. Știu sigur că vom avea câțiva jucători elite aici, să vedem care sunt aceștia. Și prima carte este Vardy, Striker 80, ok, am început foarte, foarte bine. Să vedem ultima carte, 80, Sârna de la Shakhtyor, right wing back, hashtag blestemul Shakhtyor astăzi. Și să vedem și restul cărților, ce avem noi aici, ce jucători elite mai avem. Și, din păcate, Aduriz 83 și Belarabi 82. Și iată în mijloc stă tokenul champion, foarte, foarte tare, au fost puse aici. Deci, aceștia au fost jucătorii pe care i-am obținut la sezonul 5, la pack opening-ul din sezonul 5 și pentru cei care se întreabă de ce nu au primit cei pack-uri, ați primit pe 1 mai. Eu doar le deschid acum pentru că le-am păstrat pe toate până acum. Dar nu vă faceți grijă, să mai puteți deschide alte pack-uri la sfârșitul acestui sezon 6, undeva pe 17 mai. Și acum că am primit acest token, haideți să mergem să vedem ce jucători pot face. Pentru că aici situația este foarte, foarte interesantă și aici încep veștile noi pe care sunt sigur că deja le știți dacă mi urmăriți pagina de Facebook. Și iată, aici avem toți jucătorii disponibili. În partea de jos avem jucătorii de sezoanele trecute. Iată, aceștia sunt, începând cu Mane, care necesită, atenție, 2 tokeni. Dar în partea de sus avem noi jucători din attack mode care necesită un singur token. Sper că ați făcut unul bun dintre aceștia 4. Eu cu siguranță voi face unul foarte, foarte bun acum. Haideți să vă arăt despre cine este vorba. Da, este vorba despre Matic și cu tokenul pe care l-am obținut astăzi îl pot face imediat, fix acum. Haideți să-l vedem pe Matic 94 CDM de la Chelsea. Și iată-l pe Matic 94 CDM de la Chelsea, plus 3% la fan și mai important, plus 2 la marking. Markingul, dacă nu știți, este foarte, foarte important pentru fundaș. Este o carte care arată foarte, foarte bine și cu siguranță își va face loc lângă Pirlo. Dar înainte să mergem la Pirlo, haideți să vă spun de ce costă un singur token. Costă un singur token pentru că sezonul pe care îl faceți acum, sezonul 6, care se termină undeva pe 17 mai, este ultimul sezon attack mode. Da, ați auzit bine, ultimul sezon attack mode. EA încă nu a spus ce urmează după acest sezon, doar au spus că urmează ceva nou, deci să nu ne facem griji din acest punct de vedere, dar până atunci, pe 17 mai, mai primim toți un token, depinde unde terminați, și mai puteți face unul dintre acești 4 jucători, dacă nu ați făcut încă, sau, evident, unul dintre jucătorii care necesită 2 tokeni. Deci, pentru toți cei care mă întreabă, da, pe 17, când se termină sezonul numărul 6, vom primi din nou token, ca și până acum. Dar este ultimul token, deci trebuie să-i cheltuiți pe toți atunci, pentru că dacă expiră aceste planuri, nu mai aveți ce face cu ei. Ce urmează nu necesită acești tokeni, nu mai aveți ce face cu ei. Acestea fiind spuse, cam astea sunt cele mai importante vești. Se termină sezoanele, urmează ceva nou, nu știm exact ce, dar cu siguranță vom afla foarte, foarte curând. Haideți să mergem în echipă, să-l punem pe domnul Matic lângă Pirlo, să vedem cum se compară, să vedem la cât ajunge overall-ul. Și iată, aici suntem la CDM, îl avem pe domnul Pirlo și pe Casemiro jos. Da, dacă îl vedeți de 92 acolo, să știți că nu este nimic ciudat cu el, este cel de 89, doar că a fost pus în echipă și datorită game changerilor a ajuns de 92, iar apoi când l-am înlocuit a rămas de 92, nu știu de ce. Dar haideți să-l punem pe Matic în prima echipă, în locul lui domnul Sensi Blue, să vedem la cât ajunge. Iată, la 99. CDM-ul meu este de 99, Matic de 99. Iată, acestea sunt atributele lui. 86 la sprint, 84 la accelerație. Deci nu este cel mai rapid jucător, dar nici foarte, foarte încet nu este. 105 la forță, este foarte, foarte forțos, extraordinar. 96 la ball control, 91 la dribbling, da, face ruleta, un CDM care face ruleta, 92 la dat cu capul, 80 la finishing,
93 la puterea șutului, 90 la șutul de la distanță, dar mai important 106 la tackling și 97 la marking. Aceste două ultime atribute sunt atribute de fundaș, o carte foarte, foarte bună dacă ar fi fundaș. Și mai avem și alte atribute pe partea cealaltă. Iată, acestea sunt, din păcate, doar 80 la centrare, dar el nu prea trebuie să știe să centreze. Mai important, mi se pare că are 97 la agresivitate, deci este un jucător foarte, foarte agresiv, care intră la deposedare foarte ușor. Una peste alta, Matic este un jucător foarte bun atunci când joci cu el. Adică are o accelerație decentă, șutează destul de bine la poartă și, mai interesant și mai important, face dribling și nu orice dribling, face ruleta. Dar această carte este și mai bună atunci când nu joci cu ea. Da, atunci când este în echipa ta și cineva te atacă. Vedeți voi cele mai importante trei atribute ale ei, marking, tackling și agresivitatea, sunt atribute care sunt vizibile doar adversarilor voștri. Dacă tu joci cu el, aceste atribute nu contează, dar când joacă computerul, adică când te aperi, sunt foarte, foarte vizibile și sunt foarte, foarte importante. Deci, de asta spun, această carte este mai bună atunci când nu joci cu ea, decât atunci când joci cu ea. Și acum, la final, vreau să știu ce jucător ați făcut voi sezonul trecut sau ce jucător plănuiți să faceți sezonul viitor. Lăsați un comentariu și spuneți-mi. Mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest filmuleț. Dacă e așa, dați un like ca să știu și eu. Și acum pe ecran aveți și alte filmulețe care sunt foarte, foarte interesante. Alegeți unul dintre ele și intrați pe el. Până data viitoare, prieteni, numai bine! Pa, pa!